Nu, mă filmez pe mine. Ok. Dragi prieteni, sunt la dentist aici, singur el. Nu știe nici Mădălina, nici nevastă mea. Tot m-am dus să-mi repar dinții și uite acum am avut ocazia. Și sunt la un domn dentist foarte bun. Omul se cunoaște din trei cuvinte al bun. Și mă bucur tare mult că avem la noi în Strehaia un dentist foarte bun. Mă sunați în privat și vi-l recomand cine are nevoie. Și mie mi l-a recomandat Mădălina. Am buțină de la anestezie, așa. Și... prieteni, umblu de două săptămâni să repar acești dinți și n-am reușit. Iar n-am știut că noi avem un doctor foarte bun și liber. Și non-stop. Nu știam că la noi este non-stop dentar. Orice problemă, sun la om, vine și rezolvă problemele dentare. Mă așteaptă prieteni, am rezolvat și treaba asta cu dinții. Mi-a scos nervii de la doi dinți dintr-o dată. Se mira și acel doctor că sunt foarte calm. Cum, cum de sunt așa calm. Nepăsător. Așa sunt eu din felul meu. Ați văzut și dumneavoastră pe vlog. Mădălina tot timpul îmi reproșează treaba asta, că sunt foarte calm, că se întâmplă multe lucruri, multe ele și eu sunt calm, nu am nicio treabă. De ce să fac? Eram și odată mai nervos. Am constatat că nu fac nimic cu nervii, nu rezolv nimica, mai rău îmi fac mie. Așa sunt eu de felul meu. Acum mă duc după Mădălina, am ieșit de la dentist, mă duc după Mădălina, că a făcut pană. Și mă duc să văd dacă a rezolvat chestia cu roata, a făcut pană la mașină. Dar cred că e fată descurcăreață și se descurcă. Cred că a rezolvat cu roata.
să văd unde e. Prieteni, Madalina și-a luat altă mașină. Da, identică. Da, tot identică numele. Ca aia. N-are capace, n-are roți, doar numere. Mamă, ia pastilele. Și cum, la toți dentiștii am fost să-mi facă și mie dinții și n-a putut nimeni, că n-a avut timp. Păi dacă ai programare mâine la 11, la Alin Soare. Și nu cauți mai la altul. Zi tu. Ce cauți la altul? Păi m-am dus la unul, l-am sunat, am făcut și imediat m-a rezolvat. Om bun cu suflet mare. Să mira omul de mine că cum de sunt așa calm. Așa pe sunt mine tot mă timpul. Enervezi cu calmitatea ta. Că așa sunt tot timpul. Ești enervant de calm. Da? Da. Bine că ești uria. Eu sunt agitată. De-aia ți-i pasile. Ce pasile? Bine, blendament și el. Ce blendament? Și așa îmi spun ăștia că-s nebună și că nu mi-am luat tratamentul pe YouTube. Ei și-au luat tratamentul. Păi, eu știu. E ce tratament ia? Nu le-ai întrebat ce tratament ia? Da. Da, mă duc acum și dau morcov pe răzătoare, pun două lingurițe de zeamă de lămâie și puțină pastă de dinți. Și cu palmă scol, poate scrip din ții în palmă. Dacă ții și tu telefonul ăla bine, ar fi ok un vlog. O jumătate de oră nu am voie nici să pun apă pe limbă. Și nici să mai vorbesc. Tu ce faci? Eu. Spune ce fost unele pe ea. Am fost singur la dentist și tu abar n-ai, nici nu mă întreb. Și ce se fac dacă tu nu știi și de-ai învățat să umbli singur? Să te vină. Ce? De ce umbli singur? De ce? Păi tu aveai treabă. Aveam și de ce nu mi-ai spus și mie? Eu aveai treabă cu ochiul ăsta din umflat. Uite ce ochi are. Lasă că și mie se mestecă. Și eu am buzele umflate acum? De 3 zile mă doare spatele, de nu mai pot. Și nu te-ai dus în mie o pastilă, s-a dus Madalina acum și mi-a luat. Păi trebuia să mă duc să-ți iau dacă eu am avut pastile în mașină și mi-ai înghițit toate pastilele. Care pastile? Păi dar nu... Ălea-s bune de spate. Care? Norofenul ăla? Da. Nu mi-a făcut nimica. Trebuia și mie altele. Ăsta e șamponul lui mamă. Prieteni, vă rugăm să vă abonați la Tomisa și Mândra și să dați un like. Eu din toți vloggerii am cele mai puțini abonați. Vă rog să vă abonați cât mai mulți. Că am și eu o plăcere dacă vreți să faceți lucrul acesta, să vă abonați la mine, Tomisa și Mândra. Să mă susțineți. Oricum le mulțumesc la prietenii care sunt abonați la mine și care îmi dau like-uri și care se uită. Eu vă mulțumesc, dragi prieteni. Vă doresc o după-amiază plăcută și o seară frumoasă, vizionare plăcută. O avem și pe Albinuța în față. Și îmi place tare mult că Albinuța îi place să învață carte. Cât am tras de ea. Și acum îi place să se descurcă singură. Dar uite, ea și scrie și desenează în același timp. Da. Uite de la ea.
Fata mea o să învață să scrie cu două mâini deodată. Ha, înveți, Elina. Nu? Deși dacă primeai vreun mesaj, vine mai cum i-am spus de tău. Da, aici, tu erai. Am închis ușa când grăjii apare. Am văzut că filmez de aia. Trebuie să iei o pastilă de alergie, o pastilă de alergie, o bulbuie. Ce bulbuie? Aveam o tabletă înăuntru, o tetiță, nu știu cine mi-a luat, întreagă era. O folie în o tabletă. O folie. A, cred că bun, bunica mea e la ea. Da. A făcut și alergie și un pe picioarele. Două pastile am folosit din ea și nu acum nu am căutat și așa mi-a zis și mimi, că a fost mai înainte la mine. Prieteni, dacă puteți să îi recomandați ceva. Ce? Pentru ochi, unde s-a umflat ochiul. Poate să uite un doctor ceva pe YouTube și să-ți recomandă, să-ți dea ce să-mi dea? Mesaj, comentarii aici, să spună ce să iei. Ce să iau? Să-mi treacă. Pă, nu e acum fără acum. Fără consultație nu există. Nu e acum acum. Ce spui tu? S-a mai umflat. Era mai umflat. Dar cred că de la alergie și nimeni mi-a zis. Nu știu. Nu știu. Dragă pe da. Hai afară, mă. Hai, mă duci pe mine în oraș? Nu. Să duc în oraș? Aha. Nu, nu. Îmi bagi benzină? Îți bag, mai. De... Unde să-ți bagi benzină? Motorină. Pe 20 lei i-am dat lui Aian, atât de-a plângea Aian, să nu vină acasă. Păi de ce? Să nu vină acasă, să plimbe, să meargă cu mașina. A, găsit altă mașină acolo. Da. Bravo. Să se plimbă. Dar ea nu vrea să plimbă, să învațe copilul în mașină și n-are ce să plimbă. Să ia maică, s-a permis. Maică sau. Păi nu ia Roni, nu ia. Că nu o lasă Roni. Să ia amândoi odată. Da. Să înscrie la școală amândoi odată. Bravo. Bravo, așa îmi place. Deci să plimbă pe Aian tot ziua cu mașina, dai seama ce face Aian, dacă nu fi benzin pe mașină într-o... O sparge. O sparge. Și-ar vrea să se... Mamă, ce simt gura de amorțită, ce aiurea o simt de la anestezie. Bine, ce s-a făcut? Că mi-a făcut anestezie, de mi-a scos nervii de la dinți. Și? Păi și mi-a scos de la amândoi dinți. Mhm. Da. Și nu pune mi-a pus pansament, acum să fac iar radiografie și să mă duc unde? Marți sau miercuri la el. O, ca să stabilească să îmi pună plombă. Păi gata, mi-a băgat tratament aici în dinți. Și eu trebuie să scoată măsa. Iar? Iar. A, tot aia care ai spus-o sau alta? Asta. Cum asta, aia? Aia nu mai e, gata. E alta. Da, mă doare, mă deranjează, dar știi ceva? Mi-e frică să mă duc să o trag pe ei. Tocmai aici. În spate? În spate. Aia de minge? Da. Las că nu. Mi-este frică, uite că vine și Roni. Da. Pe unde a fost? M-a fost să atunci. Dacă n-a sunat, m-a sunat. M-a să o vedem. Da, Roni. Mergi cu mine, după ce ai întâlnit frumosul tău. Da. Nu vine. Ba vine. M-am văzut pe cameră. Cred că s-a dus direct înăuntru, îl caută pe Aian. Că știe că e acolo. Stai să arăt și eu scrisul tău. Hai mă, ia mă. Și dacă mai bine? Nu mă spăra. Și dacă mai bine? Ce scrisul ai? Las bun pe tot. Dar ce ai scris acolo? Tata. Tata, las-o că e supărată. De ce? Plâns. Că nu mai putea să mai termine. Și noi ce facem acum o buzim mai rău. Hai, prință, hai afară.